Bună dimineața! O memorie bună depinde de sănătatea și vitalitatea creierului. Cu siguranță aveți nevoie de o memorie ascuțită, fie că sunteți student sau o persoană în vârstă. Pentru a vă îmbunătăți memoria și performanțele mentale, există o mulțime de lucruri pe care le putem face zilnic. Profesor Dr. Vlad Ciurea ne spune și care sunt acestea. Așadar, domnule profesor, ne dați câteva ponturi astfel încât să reținem mai bine tot ce învățăm la școală. Urmează examenele și ne dorim ca tot ce citim să și acumulăm. Foarte simplu. În primul rând, dacă eu mă apuc să învăț, acest, le rog pe toți copiii și eu învăț în continuare, să mă urmărească. Închid televizorul, închid telefonul, închid tableta, citesc materialul care am să-l învăț, în timp ce citesc, notez ce mă interesează, mă compar materialele, eventual îmi notez ceea ce trebuie să caut în literatură, în legătură găsesc cu un cuvânt. De exemplu, astăzi a fost, trebuia să caut cuvântul Domnița Bălașa. Mă interesa această biserică, cine a fondat-o, deci este brâncovenească, de către urmașii familiei Brâncoveanu și anul mă interesa. 1885, ori asta nu se poate ști imediat, trebuie să faci legătura cu totul și ai căpătat un pilon de cultură și de aici poți face pasul următor. Deci totul concentrat pe problemă și repetat. Dacă vrei să ai o memorie bună, trebuie continuu să repeți. Tare, nu se supără nimeni, dimineața puteți recita ca Demostene lucrurile de dimineață, le făcea pe malul mării și atunci le repeta. Și Cicero își făcea discursurile pe tăbliță, după care le repeta noaptea și vorbea de multe ori complet, fără niciun fel de ajutor scris în fața Senatului Roman. Deci ne bazăm pe ceea ce am scris, am reținut, este un triunghi al inteligenței, a memoriei, care este ochi, creier și mână. Și înapoi. Apropo de memorie, sunt oameni care au o memorie vizuală mai bună, unii care au o memorie a numelor, unii care rețin numele mai bine. De ce ține acest lucru? De educație. Deci sunt persoane care prind din zbor cuvinte, prind din zbor ani, alții care rețin cifrele al unor ani cu o viteză formidabilă. Alții care sunt extrem de implantați și în viața uzuală sau în Parlamentul României și nu au memoria figurilor. Uită foarte repede anumite lucruri. Nu se întâmplă nimic. Totul reprezintă de repetare, repetare, repetare. Când te duci în fața unui auditoriu să știi cu cine vorbești și îți prezinți persoanele din față, când te duci în fața unei discuții, să știi pe cine ai interlocutor, moderator, ca să poți vorbi și încep încet, încet să aduni în memorie nume, date, figuri și să le suprapui. Se poate. Cum ne antrenăm memoria în această perioadă? Contează și ce mâncăm? Se spunea că nucile românești sunt ca un mic creier. Este un mic creier, sigur că, dar toate semințele, semința de dovleac foarte bună, toate nucile sunt foarte bune și alte semințe care ne vin de import. Acel fruct mango este foarte bun, alt fruct, avocado, sunt foarte bune pentru creierul uman. Dar toate semințele și fructele ne fac foarte bine pentru creier, imediat. Pentru că din acestea se extrag o serie întreagă de mici aminoacizi care se duc la transmiterea între celulele nervoase, la nivelul neurotransmițător, la nivelul sinapselor, legăturile. Deci când la circulație dă drumul la verde și ca să dai drumul la verde trebuie să ai substanța. Ori substanța ne vine tocmai din, cum ți-a spus dumneavoastră, din nuci. Este foarte important. Și avem nuci în România. Avem toate condițiile. Doar să vrem. Ce se întâmplă în creierul nostru atunci când uităm? Pentru că ni se întâmplă tuturor să uităm din când în când lucruri minore, când ajungem la ceva mai mult, e clar că ar trebui să ne prezentăm la un medic. Dar când ar trebui să ne sperie această uitare sau să ne pună pe gânduri totuși? Toată lumea uită. Un președinte și-a uitat și soția odată la restaurant și a plecat. Se întâmplă și acest lucru. Nu este gravă uitarea. Repetarea uitării este gravă. Și uitarea elementelor care se petrec acum. Ții minte ce a fost în copilărie la 5 ani, dar nu ții minte ce ai făcut ieri. Exact. Bun, și atunci, pe de o parte, asta e metoda Seneca. Seneca stătea întins și în fiecare seară, cel care l-a educat pe Nero, fiecare seară repeta ce a făcut peste zi. Timp de o oră, cu fața în sus, tare. A doua zi avea totul în cap repetat și tot așa repetiția asta face foarte bine. Deci repetiția duce la memorie mai bună. Și cu cât un lucru este mai greu, să zicem un cuvânt de pronunțat, cu atât îl repezi de mai multe ori. Nabucodonosor. Deci repetat, repetat, da, ajută la pronunțarea corectă. La fel,
se apasă pe butoane și merge memoria înainte. Dacă vreți să aveți o memorie bună, scrieți cuvintele respective. O dată, de două ori, de 10 ori și începeți să le învățați. Cu cât e mai greu de memorat, cu atât e mai ușor de scris. Și repetați, vedeți scrisul. La un moment dat se suprapune imaginea scrisă cu imaginea care trebuie vorbită. Uite că e un exercițiu bun ăsta, să ne încercați cu toții acasă. Da. În ce condiții ne prezentăm la medic? Dacă ni se întâmplă să uităm prea mult sau de la o vârstă încolo sau cum face? Factorul de care a spus, să zicem, vârsta este fiziologic. Pentru că mai puțin sânge, oxigen, intră în celula nervoasă. Și atunci, sigur că funcția de memorie scade. Dar funcția de memorie nu este independentă. Este legată de atenție. Deci, prim, uitați-vă dacă atenția e distributivă, să nu fie numai focusată. Delimitarea activității de cunoaștere din jur. Dacă stăm între patru pereți și mă bută nou, e sigur ne scade memoria. Deci, cu cât ne digitalizăm mai mult, cu atât memoria scade. E bună pentru performanța zi de zi, dar este proastă pentru activitatea cerebrală. Da, pentru că creierul nu ne mai punem creierul la funcțiune. Creierul trebuie să izbucnească, să se focuseze. Și atunci trebuie să-i dai puncte. Și atunci el pleacă, asta n-am spus, eu am spus, Einstein, cu atât mai multă cunoaștere, cu atât mai multe puncte pornesc pe creier și se adună într-un loc și îți deschid căile și lucruri pe care nu le știi, începi să le posezi și să le vezi și să reușești să le aprofundezi. Pe asta cu asta memoriei, punând cap la cap, cap la cap, toate lucrurile mai puțin esențiale, până când realizezi ceea ce e foarte important. De asta e bine ca și vârstnicii să citească în continuare, să facă rebusuri, sudoku. În niciun caz să nu lăsați într-un colț, în niciun caz să nu fie certat, în continuu să se uite la televizor, să vorbească, să comenteze, să spună părerea despre tot ce văd în jur, să coboare în stradă, să tracă stradă, sigur, pe locurile care este posibil, să vorbească cu lumea, să desfacă aceste jocuri care sunt, acest rebus care este perfect. Iar în cazul în care nu vine un cuvânt pe limbuță în clipa aceea, s-a inventat acest frate Google care poate fi consultat la orice oră din zi și din noapte și care îți dă răspunsul. Cine este Nabucodonosor? Și aflăm în Persia când se afla și când a cucerit Babilonul. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste sfaturi extrem de utile. Un alt lucru important este că vă puteți îmbunătăți memoria dormind. Fără somn, creativitatea, abilitățile de a rezolva problemele și gândirea sunt îngreunate. Indiferent dacă lucrați sau studiați, aveți nevoie de somn pentru ca memoria să funcționeze bine. Cercetările arată că somnul este necesar pentru dezvoltarea memoriei, întrucât acesta se consolidează în timpul etapelor somnului profund. Așa că până data viitoare, sănătate multă!